Cea mai cumplită boală a sufletului este necredința. Deci aceasta este boala sufletului cea mai grea. Iar necredința naște iubirea de sine. Și iubirea de sine naște mila de sine, părerea de sine, înfumurarea, îngânfarea, lenea, trândăvia, nepăsarea, uitarea, amânarea pravilea, canonului, pocăința, ședea, moleșala și moartea sufletului. Singurătatea unde este? Singurătatea este un mijloc, nu este o stare. Deci omul se poate naște singur, poate sta singur, poate ajunge singur, poate dori să fie singur. Ea e o stare, nu e un păcat, nu e o slăbiciune, nu e nimic. Intercomunicarea este legată tot de dragoste. Iar dragostea vine din credință, iar credința vine din nădejde, iar nădejdea vine din iubire, iar iubirea vine din Dumnezeu. Pricepeți? Deci n-are un om cum să aibă încredere în celălalt când el n-are încredere în el. Da. Deci ai priceput? Deci tu nu poți avea încredere în cineva dacă n-ai încredere în tine. Că tu nu poți să-ți pui încrederea în ta în cineva când nu știi tu ce vrei. De exemplu, doi tineri se căsătoresc. Și la un moment dat i-ai văzut certați sau despărțiți și spune, vai, câtă încredere am avut în el. Păi ai avut încredere în el, nu-s cu nimic împotrivă, dar în tine ce încredere ai avut? Tu când te-ai pornit la acest drum, te-ai gândit că ai să poți să depășești acest element? Ți-ai pus întrebarea dacă vei putea să cuprinzi această stare de lucruri, să o stăpânești, să o ai sub control? Nu. Păi atunci înseamnă că ai făcut un lucru la hazard. Nu l-ai făcut cu înțelepciune, nu l-ai făcut din lucrare, l-ai făcut din voință. Deci un călugăr intră monahism, da? Stă o lună, două, trei, patru, cinci, șase, un an, doi, zece și pleacă. Este vinovat Dumnezeu? Este vinovat monahismul? Este vinovat duhovnicul? Este vinovat starețul? Este vinovat episcopul? Nu. El este vinovat. Că nu s-a acomodat stării de fapt. Deci el va da singur socoteală. Deci nimeni nu dă socoteală. Deci această singurătate vine din noi. Este o legătură falsă firească. Păgânii fac bine din ale fire neavând lege și tot Apostolul Pavel spune clar și categoric. Credința fără fapte este moarte și faptele fără credință moarte sunt. Deci este obligatoriu ca faptele noastre să fie săvârșite în numele lui Iisus Hristos pentru a fi pecetluite în împărăția lui Dumnezeu și este obligatoriu ca faptele noastre să fie pentru aproapele, pentru a fi catalogate de Iisus Hristos. De exemplu, dacă eu postesc și sunt un răutăcios, Dumnezeu n-are ce face cu această virtute. Dacă eu mă rog și sunt răutăcios, Dumnezeu n-are ce face cu această virtute. Dacă eu bat mii de mătăni și sunt răutăcios, Dumnezeu n-are ce face cu această virtute. Dacă eu postesc și nu mănânc și sunt răutăcios, Dumnezeu n-are ce face cu această virtute. Dacă eu priveghez și nu dorm nopțile și stau în picioare ca stirigoiul, Dumnezeu n-are ce face cu această virtute dacă eu pentru aproapele nu simt nimic. Pentru că toate sunt moarte. Deci ele trebuie să se altoiască numai și numai în Hristos, iar Hristos este iubirea. El a spus, eu n-am venit să slujesc, să mi se slujească, ci să slujesc. Așa și monahul. Monahul este în slujba poporului, este în slujba lui, în slujba oamenilor, în slujba bisericii, în slujba îngerilor și în slujba lui Dumnezeu. Deci noi nu catalogăm omul după tehnici. Deci, vedeți, asta este diferența între apus și răsărit. Asta este diferența între Occident și Orient. Asta este diferența între creștinism și catolicism. Faptul că ei îmbracă, hrănesc, spală, filantropează, fac milostenii, ei cred că au și făcut faptele lui Dumnezeu. Noi nu putem ști exact dacă acele fapte sunt primite în numele lui Dumnezeu, dar știm că sunt făcute semenilor. Ei, pe când în Ortodoxie lucrurile se complică. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, milostenia s-a sude mâna ta când o faci. Cine pe sărac miluiește pe Dumnezeu împrumută. Dar care sunt săracii bisericii? Sunt văduvele,
sunt orfanii, sunt ologii, sunt schilozii. Așa ne vine foarte bine și ușor noi să facem filantropie în stradă. Mergem și căutăm toate canalele, hrănim toți boschetarii și am făcut filantropie. Nu că aia ar trebui să moară de foame. Dar care este scopul creștin al acestui furnicar de vermi nefolositori raționali? A-i înmulți și a-i întreține, a-i stârpi sau a-i reintegra într-un sistem social. Deci ei trebuie să primească milostenia în numele lui Iisus Hristos, care este împăratul păcii și vine și spune: Tatăl meu lucrează și eu lucrez. N-ai să știi să bați cuie, dai să știi să ții o scândură în mână, n-ai să știi să scrii la birou contabilitate, dai să știi să dai cu măturoiul, n-ai să știi să croiești în croitorie o haină, dai să știi să o împachetezi sau să o transporți. Deci fiecare trebuie să fie util. Deci aceasta este adevărata, faptă bună. Nu-i de ajuns că un monah să nevoiește și să ucide pe el. Scriptura și Psaltirea spun clar: mântuind, mântuiește-te. Mântuiește-te pe tine, mântuindu-i tu și pe alții. Și încă chiar în slujba călugăriei spune clar și categoric. Zice să strălucească faptele voastre înaintea oamenilor ca lumina în sfeșnic, ca văzând Dumnezeu faptele voastre cele bune, să preaslăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Iar la creștini îi spune așa: și să fii un adevărat ostaș al lui Hristos până la al doilea botez, deci până la a doua venire a lui Hristos. Deci ca un adevărat ostaș trebuie să poarte și creștinul și el trebuie să fie demn și bun și corect și educat și civilizat și milostiv și omenos și serios. Deci ortodoxia nu e o stare fără de lege. Ortodoxia înseamnă tocmai perfecțiunea, ortodoxia înseamnă tocmai exactitatea și precizia, ortodoxia înseamnă tocmai corectitudinea maximă. Hristos e adevărul. Nu poate fi, deci țuțea spunea lucrul ăsta, mai multe adevăruri, niciun adevăr. Deci nu poate să existe alt adevăr decât Hristos. Și dacă cel de lângă mine n-are adevărul în Hristos, eu de pildă am trecut la o faptă pe care o fac personal cum vreau eu. Ies pe stradă și mă înconjură prichindei ăștia. Părinte, dă un bănuț, spune-mi Tatăl nostru. Dacă știe Tatăl nostru, îi dau un leu din ăsta verde. Dacă nu știe Tatăl nostru, îi dau numai unul de un metal de ăla de 5. De ce? Îi spun: mergi întâi și te rogă ca să știi numele cui cerșești. Fac educație.